După ce în primul meci disputat sâmbătă la Nicolinți, rapidistele au învins cu scorul de 4-1, ieri la Vârșeț, gazdele, în pofida victoriei cu 4-3, trebuiau să se mulțumească cu locul 2. Am asistat la un adevărat meci de infarct, cât pentru jucătoare și antrenori, tot atât și pentru suporterii ambelor echipe. Nu a fost așa ușor, am pierdut primul meci 3-2, nu a trebuit să fac așa mare greșeală, dar după ce am jucat cu una și am scos meciul ăla care a fost foarte important. Dacă ar fi pierdut, am fi pierdut toți ca echipă. Au demonstrat cu adevărat fetele de ce tenisul de masă este cel mai dinamic sport. La Nicolinți, nicolincenele au învins cu rezultatul 4-1. Am știut că o să fie un meci mai greu pentru noi, pentru echipa din Vârșeț și chiar dacă au ajuns la al doilea meci câștigat, nu am renunțat și am jucat până chiar ultimul meci și am reușit să învingem cu rezultatul 4-3. Felicitări ambelor echipe pentru că au obținut și calificarea în Superdivizia Națională, iar noi, cu un reportaj mai amplu, revenim în proximele noastre emisiuni.